Aleea din jurul halelor din bazar este un subiect controversat printre comercianți. Aceștia sunt nemulțumiți că Institutul pentru Situații de Urgență Suceava nu și-a dat acordul ca aceștia să-și continue activitatea pe acea porțiune, deoarece nu se respectă normele de urgență și utilajele ISU nu au loc să intre pe acea alee. Oamenii sunt nemulțumiți și susțin că ar trebui făcut ceva în această privință, deoarece situația este fără precedent. Nu știu dacă astea sau alelalte, nu știu care dintre ele. Am auzit de așa ceva. Nu știu dacă primăria, am înțeles că pompierii nu sunt de acord cu... Da, da, pompierii nu și-au dat acordul. Da, dacă nu și-au dat acordul, trebuie să ne conformăm, nu? După cum zice primăria. Dar nu știu dacă ar fi corect. Dar nu credeți că este mai cald în hală? Care hală, doamne? Uitați aici, aici e un cuib de cucuvele, nu-i hală. Uitați aici, aici ajunge zăpadă până în capul ăla, când plouă, când ninge. Asta nu se cheamă hală, asta e o bătaie de joc. Nu-i hala asta. Aici da. Zicem că aici e destul de cald, dar aici ce? E o bătaie de joc, măi. Asta e. Și acum, prima dată pompierii au fost de acord cu distanța asta, care au măsurat-o la început când au făcut hale, după aia nu au mai fost de acord. Care sunt interesele, nu pot să ne dăm seama. Acum, dacă vrea să ne scoate, ne scoate, ne ducem pe malul râului, stăm unde o fi. Trebuie să dansăm după cum cântă ei, primăria, nu? Asta e situația. Acum așteptăm din așa, așa vânzările sunt cum sunt, controale buluc, tot aici pe capul bazarului. Ori vrea să ne disfințeze, ceva se întâmplă, nu știu. Asta e situația. Ce o fi mai departe, vom vedea. Dar e frig, e frig aici. Voi ia bec, dar e data curent. Numai dacă s-a deschis puțin ușa aici cu ușa asta, deci aici ești terminat. Au fost, da, au fost oameni, au fost și din control de la ANAF. Și au văzut cum stați în condițiile astea. Uite cum stăm. Așa stăm. Plătim chirii, plătim în altă primăria până la urmă. Tot noi mulțumite din noi. Mergem cu toți acasă, ne dea în șomaj. Să vedem. Mergem cu toți, cerem ajutor social. Vedem ce o fi în continuare. Da. Doar copiii trebuie hrăniți, trebuie îmbrăcați, trebuie trimis la școală și asta e situația. Da, cât de cât plătim impozite, una, alta, la primărie și chiriile. Nu vedea ce o fi mai mult. Primăria și Institutul pentru Situații de Urgență susțin că în hala amenajată pentru mutarea standurilor sunt condiții foarte bune de funcționare, însă acestea nu au geamuri și nici nu se poate pune problema de a avea căldură. Unii s-au dus și cine ne-o prec, nu mai degrabă, halele astea nu le făcea și rămânea cum a fost și amenaja, purneau leacă de asfalt pe jos, lăsa aleele mai mari cum era de făcut și n-au făcut și altceva. Deci, au investit banii, halele ne-au tăiat chioșcurile și așa mai departe. Aici aleea o vrea cum o vrea, mai lată, mai bagă, cum mută din curtea altuia. Știți, mișcările, că ISU, că primăria, că așa mai departe. Da, și se agață de aleea asta, care e cea mai mare din tot bazarul, se agață de aleea asta. De ce nu se agață pe partea elaltă? Mută întâi acolo, după aia ajunge la noi. Și să merge cu memorii la... Asta cum zic, la Greceanu, la primar, la ISU și așa mai departe. Deci, e chiar bătaie de joc. Și în hală nu e mai cald, nu? De căldură nu vorbim, că dai, nu o să ne deie niciodată, că deja știți că el vecine vrea să ne deie. Dacă n-au venit și au văzut că avem centrala aia de milioane investiți euro în ce și nu dă randament. Sunt oameni care se plâng în apartamente că n-au căldură, n-au nimic. Că merg la cota de avare de 0,6. Cam atât aici, mai mult nu-i. Eu m-am certat cu toți că eu am fost, știi, mărul de scor de aici. Niciodată nu m-a lăsat călcată din nimeni, pentru că n-am pentru ce. Dar de ce vă tot controlează? Nu-i vorba de asta, nu ne-au creat condiții. Casă de marcat cad, este frig, nu este condiții ca să, să dai bol la un om. Îți trebuie o temperatură la casa de marcat. Casa de marcat, gata, moare. Dimineața la prima oră merge, după aceea moare, dai, bați un bol și gata e cu ea, s-a terminat. Pe aia decălăresc, ba ANAF-ul, ba economicul, ba toată lumea aici ia să vadă, dăm sau nu dăm bol, pe ce, cum să dai dacă nu ai condiții? Una este la mall, la metro și în alea, unii este căldură, unii au condiții. Cum spune primarul că o să ne bagă nouă aici căldură, de care să fletească? Unic bagă căldură dacă aici e o hală, poți, parcă-s hangare de avion. Unii, pe unii intră căldura, nu i-a izolat nimic, toate ușile se pocnesc când sar creierii. Unde? Ce condiții avem noi aici? O trebuie să ne lăsăm în pace aici, acum aveam noi și era foarte bine, noi ne asociam, ne aranjam, ne făceam acoperiș. Am avut aici un acoperiș special, taie el că vin pompierii. Dar pompierii ce cât de mari, supraetajați?
Cât de mare pompierii cia? Pe unii intră, dar pe unii iesă. Numai aici pe aleia asta să scarpină din noi. Pe să văd și eu pe unii iesă o mașină de pompieri. Cât de acolo până aici intră. Trebuie să facă roată, să întoarcă înapoi, să aibă ieșiri, de jur împrejurul hălii nu se vede, numai aici de noi să legă, în continuu, în continuu. Colac peste pupăză, unde mai pui că pe capul bieților comercianți care plătesc impozite la stat și chirie, mai vin și controlele de la ANAF. Însă pe frigul acesta este imposibil de întreținut o casă de marcat, deoarece acestea îi trebuie o anumită temperatură pentru a fi în perfectă funcțiune. De la începutul începutului, de ce nu a dat acordul să bage aici și după aia nu mai vrea? Care e problema? Există o problemă. Există ceva necurat în cazul ăsta. Gândesc eu după mine. Deci la început ISU și-a dat acordul și deci, acum nu mai sunt de acord? Deci la început, dacă era între hai, era o distanță oricare. Mă rog, de pompieri, de cine era? Nu trebuia să respecte? Administrația, primarul, cine a fost? Mă rog, nu știu cine a fost. De ce au intervenit să bagi chioșcul lateral, față de trotuar? Care-i problema? N-am înțeles nici noi. Să mute dispus, da? Greu de... O firmat. Știți cum e treaba. Trebuie să acoperi. Trebuie să acoperi ceea ce spui. Lucrează? Poftim? După ce are și case de marcat, dar nu vă lucrează la temperatura asta? E aceeași treabă. Tot ziua ne forțează. Și atunci? Care e problema? Nu știu. Să faceți zid între chioșcuri, să vă poate dă cu vopsea antifug. Deci sunt variante, nu gata. De ce mă joc, hai scot eu în chioșcuri. Dar hai să găsim variante, sunt și variante. Deci nu e ușor. În România, deci nu, gata, hai pune codiță, gata, scoate în chioșcă. Hai, domnule, găsim o variantă. Dacă vrei pe cheltuiala noastră, scoate și punem, facem zid. Dar nu sunt soluții, dacă se vrea. Deci, cui să-i spunem? Dacă, unde? Dar ne primești în audiență? Dacă ne primești în audiență, mergem. Comercianții au declarat că ar pune mână de la mână pentru a construi un acoperiș pe alea din mijloc, însă primăria și ISU sunt în dezacord cu această propunere, deoarece sunt de părere că utilajele ISU nu ar mai avea loc să îi intre. Astfel, părerile sunt împărțite și se bat cap în cap, iar dreptatea se pare că desparte buna funcționalitate între comercianți și primărie.